Aproximativ 60 de polițiști buzoieni au protestat astăzi în fața prefecturii. Polițiștii prezenți la meeting, membrii ai Sindicatului Național al Polițiștilor și personalului contractual, sunt nemulțumiți în primul rând de înghețarea sporurilor și salariilor, măsura anunțată la începutul anului de către primul ministru Florin Câțu. Noi nu dorim, cum spun guvernanții, majorări salariale, noi dorim în primul rând respectarea legilor. Și avem legea salarizării care este călcată în picioare, legea 153, legea pensiilor militare, al doilea an la rând, la fel, o dau la fund. Iar cel mai tare, pentru că vedeți, noi facem parte din cartel Alfa, ați văzut, salariul minim pur și simplu a crescut cu aproape nimic. De asemenea, polițiștii sunt revoltați de faptul că, deși s-au aflat în prima linie, nu au beneficiat de sporurile pe care le-a promis guvernul anul trecut, atât lor cât și tuturor celor aflați în prima linie în lupta cu noul coronavirus. Iar picătura care a umplut paharul este sporul de COVID acordat lucrătorilor din prefectură, iar colegilor noștri, polițiști, jandarmi, ziceți pompieri, polițiști locali, nu li se acordă acest spor în condițiile în care zilnic intră în contact cu persoane izolate și carantinate. Sindicaliștii din poliție amenință cu acțiuni similare în perioada următoare dacă autoritățile nu vor lua în calcul majorarea salariilor și acordarea de sporuri, dar și majorarea pensiilor militarilor. Am fost prezenți în toată țara în perioada asta de două săptămâni de când a plecat prima caravană a cartelului Alfa de la Baia Mare și care a străbătut Ardealul, care a ajuns la Cotroceni, care a ajuns la Ministerul Muncii, care a ajuns la Ministerul de Finanțe, dar nu numai bucureștenii și dumneavoastră ca angajați aveți dreptul la respectul autorităților centrale, ci și oamenii din județe au dreptul la respectul autorităților locale. Pentru că aici suntem în fața unor reprezentanți ai puterii centrale în teritoriu. Deci acest mesaj prin care cerem respectul, noi cerem respectul și respectarea legii, atât de către autoritățile publice centrale, cât și cele locale și de către reprezentanții guvernului în teritoriu. La protest au luat parte și polițiști din Vrancea și Ilfov, dar și alți sindicaliști buzoieni afiliați cartelului sindical Alfa. Că atunci când a fost vorba de respectarea legii cu privire la majorarea veniturilor salariale, demnitarii și toți cei care au poziții și funcții în stat au fost primii care au beneficiat. Acum când este vorba să beneficieze și celelalte grupuri de salariați, nu mai sunt bani, se îngheață totul, avem de-a face cu un guvern irresponsabil și care nu găsește soluții pentru această situație, în situația în care trebuie respectată legea pentru toată lumea în România. La finalul meetingului, liderii de sindicat au purtat discuții cu prefectul interimar al județului Buzău, Adina Moiseanu, pe care au informat-o în legătură cu nemulțumirile polițiștilor.